Din nou în direct, doamnelor și domnilor, cel puțin 53 de persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite într-un accident rutier în Mexic. Erau migranți care voiau să ajungă la granița cu Statele Unite. Camionul cu care călătoreau s-a răsturnat și a lovit un pod. Peste 100 de oameni erau în remorcă. Este una dintre cele mai mari tragedii în rândul acestor oameni care își riscă viața fugind de sărăcia și violența din țările lor. În disperarea de a ajunge în Statele Unite, se lasă pe mâna contrabandiștilor care îi înghesuie în camioane în condiții extrem de periculoase.